Începând cu anul 2008, tradiția pelerinajelor de flori au fost reluate în orașele din județul Prahova. Aceste pelerinaje sunt mărturisiri publice prin rugăciuni și cântări bisericești ale credinței în jertfa și învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Ortodoxii din Câmpina au sărbătorit ajunul florilor printr-o procesiune religioasă desfășurată pe bulevardul principal al municipiului. Cu flori și grenguțe de salci în mâini, credincioși de toate vârstele, însoțiți de preoți ai parohiilor din localitățile învecinate, au plecat de la Biserica Sfânta Treime către biserica din cartierul Slobozia. În fruntea coloanei a fost purtată icoana care îl prezintă pe Iisus la intrarea în Ierusalim. Pelerinajul a durat aproximativ jumătate de oră, iar la finalul drumului credincioșii au ascultat cuvântul părintelui Protoiereu. Bună Dumnezeu să vă răsplătească pe toți cei care astăzi ați fost cu noi în acest pelerinaj și pe cei dragi ai dumneavoastră, familiile dumneavoastră, și vă urăm ca începând de mâine să urcăm fiecare treaptă a săptămânii patimilor. Spuneam, oarecum postul se oprește mâine seară, căci începe patima. Până acum ne-am pregătit prin postire trupească. De acum înainte trebuie în săptămâna care urmează să ne cercetăm sufletul, să ne cercetăm cugetul, să plângem pentru păcatele și pentru răutățile noastre, dar în același timp să avem nădejdea că Mântuitorul Iisus Hristos, Cel care îl vom vedea batjocorit, scuipat, luat în râs și răstignit, acest Mântuitor Iisus Hristos va învia. Urmează săptămâna patimilor, cea mai grea pentru credincioși. La câteva zile după intrarea solemnă în Ierusalim, Mântuitorul a fost judecat și răstignit, a murit pe cruce și a fost pus în mormânt. După 3 zile a înviat din morți. Aceste evenimente au avut loc în doar o săptămână, cea a patimilor, în care tocmai am intrat astăzi.